Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, Instagram testează o metodă prin care se verifice vârsta utilizatorilor, astfel încât să identifice copiii care încearcă să-și facă cont pe Instagram, deși n-au voie. Pe principiu. Acum, ce? Eu nu înțeleg de ce n-au voie. De ce n-au voie copiii? Da. 0372069599. Sunați-ne să explicăm de ce n-au voie copiii să-și facă conturi pe rețelele de socializare, decât cu acordul părinților, să zicem. Și nu, chiar și așa. Nici cu acordul părinților nu se poate. Da. Adică la mine a venit fiul la mare, care are aproape 13 ani și în clasă practic toți copiii au conturi pe TikTok și Instagram. Uh-huh. Și el a venit în nenumărat, a venit pe în Twitch, valuri. Nu? N-am auzit, nu știu. Da, alea e o paranteză, da, zi. Serețele unde poți să-ți faci cont, sau copiii pot avea cont, cum e YouTube, de exemplu, da, un cont Google, practic, dar cu acordul părinților, chiar dacă n-au împlinit 18 ani. No, vorbeam de astea, pe Instagram... Păi și... pe YouTube poți să faci același lucru, ca și pe Instagram știu și restul. Că asta făcea și Ștefan, adică, practic, el l-a mai uitat din când eu îl tot amânam. Și el practic făcea ce ar putea face pe rețelele astea pe YouTube. Se uita la filmulețe de-astea scurte, că înțeleg că cam toate alea care sunt postate pe rețelele de socializare sunt transferate și pe YouTube. Doar că la un moment dat a tot insistat și mi-a zis: băi, tata, dau toți și ei mai vorbesc între ei acolo și eu nu pot să vorbesc cu ei. Pe YouTube doar pot să mă uit. Vreau și eu cont. Zic, bine, mă, fă-ți cont, că până la urmă am gândit-o. Zic, și ce problemă e dacă face cont, socializează cu colegii lui. Și nu putea să-și facă, a trebuit să-l ajut socializează eu să-i... cu oricine, nu cu colegii lui. Să-i pun o altă vârstă, adică să-l fac de 18 ani. Ai mințit. Am mințit, pe dacă altfel nu se putea. Uite, pentru tine se fac chestiile astea acum. 037... Stai, lasă-mă să... Haideți să vorbim un pic. 0372069599. Întrebarea e dacă au copiii voștri conturi pe rețele și dacă v-ați opus când au vrut să și le facă sau ați fost de acord sau cum, care au fost regulile, dacă le-a stabilit niște reguli, da? Că Luca spune că păi, interacționează cu colegii. Nu, interacționează cu oricine, adică realmente cu oricine din toată lumea. Am avut o discuție cu el în sensul, mi se pare că e suficient de mare să-i explic ce are de făcut. I-am pus o limită de timp și la revedere. Care sunt riscurile? Adică vedeți vreun risc aici când își fac copiii conturi pe rețelele de socializare? Și pe ce au insistat cei oameni? Pe Instagram, pe TikTok, vă spuneam de Twitch. Asta este o altă rețea în care adulții sunt foarte rari. Și care este mai mult o platformă de streaming în care, da, așa a început, cu transmisii de jocuri, de live, gaming. Da, de gaming, dar în care se poate și vorbi. Și am intrat la un moment dat, am ajuns în niște discuții între adolescenți, pe Reddit, acolo se mai postează. Deci sunt vedete în zona de Twitch care lansează toate teoriile posibile și imposibile, fără să fie nimic verificat, evident. Și toată puștimea stă și ascultă cum un adolescent cu bun de gură le explică cum merge lumea. Da, da. Și, bun, sigur, asta e, se întâmplă întotdeauna, că toți adolescenții știu cum merge lumea, spre deosebire de părinți care habar n-au, știm problema asta, dar măcar înainte îl vedeai la față pe ăla care spunea prostiile. Aici nu vezi și nu știi cine este. De fapt, nu știi nici măcar dacă este adolescent sau dacă nu este cumva altcineva care încearcă să manipuleze niște minți crude. 0372069599. Dacă au copiii voștri conturi pe rețele și cum și le-au făcut, cu acordul dumneavoastră, de unde știți că nu au decât asta? Știu părinți care au descoperit cu surprindere că copilul avea un cont oficial, cum ar veni pentru părinți, și după aceea mai avea altele ascunse, în care făcea toate drăciile posibile și imposibile și primea și primul mesaj de la amicul Ionuț Bodonea. Ok, boomer. Cei mici conturi pe rețelele de socializare și mai ales v-ați confruntat cu vreun incident neplăcut? Ați descoperit ceva? Ați avut vreo problemă? 0372069599. Luca nu înțelege care ar fi riscurile, de ce e vreun risc când își face cel mic cont de socializare. Pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe Twitch, pe orice. Nu că nu înțeleg, dar nu mi se pare că e un pericol mai mare decât în alte părți unde se duc copiii noștri. Adică pe WhatsApp, pe... mai au o chestie, se cheamă Discord, n-am reușit să înțeleg exact nici cum funcționează, nici ce fac ei acolo. Mai e ăla cu maimuțoi, cum se cheamă. Telegram. Normal, stai puțin, dacă puștul tău se duce, nu mă refer la rețelele de socializare. Că mi-a tras atenția asta. Ai zis, bă, nu știu ce e la Discord, să mai duc acolo pe Discord. Dacă spune că se duce fizic într-un loc,
pe care tu nu-l înțelegi, nu știi ce e acolo, ce nu te preocupă chestia asta puțin? Ba da, evident. Și atunci de ce nu te-ar preocupa și faptul că se duce pe o rețea de socializare? Păi, pentru că eu, având cont la rândul meu pe Instagram și pe Facebook, n-am reușit să identific până acum vreun pericol major. Adică, ok, sigur că situații de genul ăsta cu pedofili și cu Doamne ferește, mai știu eu ce, pot apărea și fizic, nu numai pe online, și pot apărea pe o multitudine de canale. Mie mi se pare că astea de tip Instagram și TikTok sunt oarecum reglementate și că tocmai ai un oarecare control. Uite, îți dăm un mesaj. Exemplu, da. Un mesaj. Fiți atenți, ascultați-l cu atenție. Neața, băieți, vreau să zic că una dintre nepoatele mele, care are 10 ani, are un cont pe rețelele de socializare, a fost urmărită de cineva pentru că este atât de tâmpă încât și-a dat adresa și numele școlii la care învață. Persoana respectivă a urmărit-o într-o zi și a spus inclusiv cu ce era îmbrăcată, fapt pentru care a mers cu maică-sa la poliție și au depus o plângere. Nu mi se pare normal ca cei foarte mici să aibă conturi de socializare. O zi bună din Marea Britanie, Dan sunt. Mulțumim, Dan, foarte bun exemplu tău. Da, 10 ani toți, mi se pare o vârstă prea fragedă și mie. Toți părinții și învață copiii. Nu intri în mașină cu străinii care îți oferă dulciuri, nu te duci cu străinul undeva unde zice el că știe ceva, nu? Dar uite că pe rețelele de socializare, păcările astea pot fi mult mai ușor de pus în practică, mai ales că nu știi cine este ăla cu care vorbești atunci când vorbești pe rețelele de socializare. El spune că este un alt copil de clasa a doua, nu știu, habar n-ai cine e. Da, nu, și Dan dădea exemplu unei fetițe de 10 ani. 10 ani are și fiul meu cel mic, Radu, și într-adevăr, el nu-l consider suficient de copt încât să aibă și nici nu cere așa ceva. Mai aveam un mesaj. În schimb, oameni care e preadolescenți, am spus, e chestia asta, mimetismul ăsta, lor au toți au. Vreau și eu. Și atunci, dacă îl frustrezi, nu faci decât să-l împingi să-și facă un cont pe un alt nume sau în afara cunoștinței tale. Așa, măcar știu care-i contul lui și pot... Și-l verifici? L-am verificat un pic. Un pic. Dimineața, ce înseamnă copii? Adică să definim o vârstă, că deja de la 15 ani nu prea mai sunt copii. Ok, sunt copii prin definiție, dar credeți-mă că sunt atât de bine dezvoltați și fizic, dar și mental, mult mai bine decât eram noi pe vremea lor. Și nu aș vedea o problemă, dar da, până la 14 ani sunt total de acord să li se interzică astfel de rețele de socializare. Poate că ar fi mai bine dezvoltați, dar nu știu dacă asta îi ferește de buclucuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.